Nu de puține ori luăm personal refuzurile copiilor. Credem că ei sunt răi sau că noi nu ne facem bine treaba de părinți. Dar adevărul este altul. De fapt, fiecare refuz vorbește în locul copilului și transmite un mesaj pe care copilul îl gândește sau îl simte, dar pe care nu știe cum să-l spună. Vezi tu, am visat să avem copii, iar atunci când visul s-a îndeplinit, cei mai mulți dintre noi ne-am lovit poate de realitatea tăioasă a vieții de părinte. Nimeni nu ne-a spus, de exemplu, că pe cât de mici și fragili sunt copiii, pe atât de puternici pot fi în înverșunarea lor atunci când nu vor să facă ce le spunem. Iar această putere de a se opune vine din interiorul lor și răzbate la suprafață, fără norme și reguli. Când se întâmplă asta? Atunci când nu vor sub nicio formă să oprească televizorul până nu repetăm de 10 de ori și apoi îl închidem cu forța. Sau în momentul în care nu vor să-și pună puloverul, chiar dacă afară sunt 6 grade și ajungem să-i speriem cu tonul ridicat al vocii până când se îmbracă. Sau când nu vor să-și spele dinții pentru că jocul pe covor cu fratele sau cu sora e mult mai interesant. Iar noi, ajunși la limita răbdării, îi amenințăm poate că le luăm jocul și îl punem pe dulapul de sus și nu se mai joacă cu el niciodată. Și atunci, pedepsiți, amenințați, speriați, ajung să facă ce le spunem, de teamă să nu piardă iubirea noastră sau să nu piardă lucruri dragi. Dar este oare frica singura soluție? Eu cred că nu este deloc o soluție. Mai mult, nu cred că ne putem dori copii ascultători cu orice preț. Poate că pedepsele, amenințările, tonul ridicat, da, pot da rezultate, pe termen scurt. Sigur, îi pot face pe copii să ne asculte. Dar nu pentru că au înțeles de ce să-și pună acel pulover sau de ce să închidă televizorul. Vor asculta de frică, fără să înțeleagă de ce-ul din spatele fiecărei reguli. În schimb, pe termen lung pot dobândi răni care cu greu vor reuși să fie vindecate și pot deveni adulții nesiguri, timizi, fără curaj, blocați în relații toxice sau la joburi nepotrivite pentru că nu vor ști să-și susțină visul și ceea ce doresc sau ceea ce le place. Ce vreau să spun este că putem avea copii ascultători care să respecte reguli și limite clare fără să le impunem cu forța, ci cu blândețe și iubire. Dacă vrei să știi cum să crești un copil disciplinat care se comportă cum îți place, fără să-l ameninți sau fără să-l pedepsești, 5 metode să auzi da, mami, fără să repeți de 100 de ori același lucru. Dă click pe linkul de mai jos, completează quizul și obține o invitație gratuită la webinar.